Gabriela Cristea se află în izolare alături de Tavi Clonda și fetițele lor. Gabriela Cristea a intrat într-o vacanță prelungită în ultimii doi, după ce a trecut prin cele două concedii de maternitate. Gabriela Cristea se bucură din plin de aceste momente, petrecute cu familia, în așteptarea sărbătorilor de Paște. În tot acest timp, Gabriela a stat nedezlipită de mezina familiei, micuța tea Iris Selena, în timp ce Tavi se juca cu fiica lor cea mare. În ciuda problemelor cu greutatea pe care le-a tot avut în ultimii ani, prezentatoarea TV pare că a ajuns într-un punct în care se simte confortabil cu greutatea ei și preferă să se concentreze mai mult pe cei dragi. Gabriela Cristea și Tavi Clonda au anunțat că sunt izolați la domiciliu din cauza pandemiei de coronavirus și de atunci au foarte multă grijă la activitățile pe care le fac. Astfel, Gabriela Cristea și Tavi Clonda au început să dezinfecteze chiar și banii. E prima oară când umblu cu bani. Azi am fost nevoit că am plătit și am primit un rest. Nu, mă iubire, că se strică de tot. Nu-i mai folosim după aia. Prima dată și cu dezinfectant de spital.